România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Seara am fost martorii unui eveniment unic în fotbalul românesc, dar pe care, să fim sinceri, îl vedeam venind de ani buni. Dinamo București a retrogradat pentru prima oară în istoria sa, la capătul unei povești care în ultimii 10-15 ani a fost, să-i zicem așa, ușor tulbure, cel puțin. Pentru suporterii lui Dinamo, evident, este o dramă, dar pentru restul lumii este un simptom al decăderii, mizeriei, multe cazuri, furtului, dar și multe altele. Dinamo este, cum s-ar spune la noi, un club glorios pentru noi, iar acum în Liga a doua se va întâlni cu rivala sa de zeci de ani, care este Steaua București. Aceasta a redevenit club departamental și face performanță ca pe vremuri, din bani publici. O lege care este pusă la îndoială acum chiar de domnul ministru Dâncu nu-i permite însă să revină în fotbalul profesionist în Liga 1, așa cum și-ar dori unii lideri din armată. Dar de ce este important pentru noi, prieteni, o să vă întrebați voi? Până la urmă, performanța sportivă are etape, drumuri în sus, în jos, și ea este sortită atât succesului cât și eșecului. De ce ne doare astăzi, să zicem, de aceste două cluburi care nu mai sunt ce au fost? Poate vor zice unii că e și un bun restart, pentru că vedeți voi performanțele lor din perioada comunistă, scot de fapt sau ascund și răul produs de regimul totalitar. Vă aduceți aminte, nu, că jucătorii de fotbal nu erau liberi să-și aleagă soarta și de multe ori veneau constrânși să joace la Dinamo, la Steaua, la Victoria, la Sportul Studențesc. Poate acolo sunt cauzele răului în fotbalul nostru. Ne doare pentru că, să revin la răspunsul de ce ne doare atât de tare, pentru că această lipsă de performanță generalizată se face și pe bani publici, și pe banii noștri, și o să explic imediat. Așadar, o sumedenie de echipe din România, echipe de fotbal, sunt susținute din banii primăriilor și ai comunităților locale. Pentru echipele din Liga 1, banii vin din drepturile de televiziune pe care tot noi le plătim la abonamentele respective. În schimbul acestor bani, de cele mai multe ori primim dezastru. Și nu vorbesc doar de performanță sportivă, nu? Că ne-am putea obișnui cu asta. Și Luxemburg, și Malta, și știu eu, mai sunt țări din asta care n-au performanță. Slovacia, Slovenia, nu, trăiesc bine. E mai complicat aici. Vorbesc de scandal, de furt, de mizerie, de corupție, de modelele proaste promovate la televizor, pentru că fotbalul românesc este o permanentă sursă de tulburare a societății și care are două valențe, aceea de a scoate în față oameni cu bani dubioși și de a consuma resursele pe care societatea le produce. Am și două lumini în această poveste astăzi. Au mai dispărut echipele de la marginea Bucureștiului, toate lipite de primăriile lor imobiliare, adică știți voi la cine mă refer, uite că e voluntariu prin preajma, și s-au întors Ploieștiul, Clujul, Argeșul, pe bani publici, sigur. Aștept Timișoara și Galațiul. A doua lumină e legată de suporterii cotizanți ai lui Dinamo, care au ținut echipa asta în viață când tot felul de hoți au vrut să o omoare. Dar ceea ce vreau să aflu aici, poate că știți voi mai bine, pentru că vedeți asta de la firul ierbii. Mergeți la stadion, suferiți, trăiți alături de echipele astea, poate vă duceți copiii la fotbal, de ce nu, și vedeți mai bine toate ițele astea sociale rupte în fotbalul românesc. Până la urmă, de ce această prăbușire, oameni buni? Care-i cauzele sale reale, adânci, profunde și care ar trebui reparate? Sunați-ne din toată țara, unde se mai pune piciorul pe minge. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Care sunt cauzele prăbușirii cluburilor de tradiție comunistă? Dar a fotbalului de club din România în general, vă întreb astăzi. Și da, uite, poate aici e o chestiune importantă. Credeți că fotbalul din România, așa cum e el astăzi, e capabil să vă ofere vreun model educațional, organizatoric, de afaceri,
ziceți-mi și ceva de bine. 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook, puteți să aruncați o privire și acolo. Cu suferință, iubire, până la urmă, fotbalul ăsta e un fel de dragoste extrem de amară uneori. Așa vom vorbi astăzi. România în direct la Europa FM este deschisă de Claudiu. Salutare! Alo, bună ziua! Te ascult! Să trăiți. Referitor la Dinamo, boală lungă, moarte sigură. Era de așteptat că acolo se va ajunge. Numai suporterii au ținut-o în viață și au prelungit agonia. Adică, eu zic că e cel mai bine așa. O ia din Liga 5, se desfințează, faliment, fără datorii și asta e. De ce din Liga 5? Stai că aici nu vorbim tot timpul despre fotbal. De ce din Liga 5 direct? Păi Liga 5, Liga 4, depinde unde se înscrie sau cum se procedează. A, pentru că tu zici că echipa va da faliment, adică se va desfința din forma actuală? Va dispărea, fiindcă nu o să plătească nimeni 7 milioane de euro făcute de alții, ca să ce? Da, e o bună observație. Într-un brand sau... Ești suporter al lui Dinamo? Al lui Dinamo, da. Da? Dintotdeauna. A fost greu anul ăsta? Ultimii ani, din ce în ce mai greu. Din 2013, 2012 chiar. Ai plătit bani? Ai dat la organizația aceea care susținea clubul? Nu. Că mi s-a părut un pic dubios. Modul lor de... Claudiu, dacă ar fi să pui degetul pe vinovați, pe cine ai numi? Cu nume și prenume. Păi de la Ministerul de Interne, Negoiță, Borcea, toți acționarii care au fost, Cortaseru, Șerdan, Dorin și care au mai fost, Bălănescu, toți cei care s-au prindat pe la conducerea echipei. De ce te-am făceau... Da, te-am rugat să spui asta ca lumea să știe exact cum arată realitatea pentru voi, cei care ați pus suflet în toată chestiunea asta. Dacă ar fi să, nu știu, ai copil, poate ai băiat, fată, dar dacă ai fi, l-ai dat, domnule, să joace fotbal la Dinamo, să își completeze educația acolo, să crească mai mare, să știu, să facă lucrurile astea? Da, l-aș da. La Dinamo? La Dinamo, de ce nu? Dar îi întreb, de ce? Că uite, tu mi-ai descris aici un mecanism de fraudare și de stricăciuni care, sigur, te îndeamnă să fii prudent aici. De asta te întreb. Da, dar putem să luăm exemplul Rapidului. Așa. Care a luat-o din Liga 4 și a promovat, are un stadion frumos, acum are și acționari și a făcut și academie, și face baza. Așa putem și noi să o luăm de la zero. Poate cel mai bine așa. Da, e și asta. Nu știu unde e palmaresul acum pe la Badea, nu mai avem emblemă, nu mai avem culori, nu se mai știe exact ce și cum. Asta, de aici pornim, de la zero. De fapt, poate fotbalul românesc în multe ipostaze ar fi trebuit să pornească de la zero. El e Claudiu, suferința lor o înțeleg cel mai bine. Aseară mă uitam pe câteva imagini, de aseară, de fapt, în ziarele de astăzi, cu un suporter care refuza să plece de la stadion, era luat de jandarmi și, mă rog, îndepărtat. Și omul spunea, voi nu o să puteți niciodată să înțelegeți. Foarte grele sentimente atunci când investești într-o echipă de fotbal. Dragostea asta face parte din familia ta și mulți oameni chiar au suferit aseară. Și acum mulți oameni probabil că au suferit și pentru Argeș când a plecat și pentru Rapid. Nu uitați că Rapidul a avut ultimul meci de divizia când a retrogradat cu stadionul închis, iar suporterii erau prin blocurile de prin prejur. Dar și au revenit. Adrian, ce cauze vezi pentru căderea asta fabuloasă a fotbalului din România? Bună ziua, Cătălin. Ești invitatilor tăi. Acum, vis-a-vis de Dinamo, nu sunt suporter al echipei Dinamo, dar am prieteni care sunt suporter și am fost printre puținii care i-au sunat să spun, o să vă reveniți, asta e, să o luați de la început. Acum, cauzele sunt multiple. Nu neapărat la Dinamo, poate și la alte echipe care au trecut prin aceeași situație și specifice pentru fiecare club. Acum eu am sunat în calitate de investitor, dacă pot să zic așa, sau președinte de asociație sportivă din Brașov, când am avut plăcerea să ne cunoaștem
Și pe lângă fotbal mai avem și handbal, volei, scrimă, badminton. Badminton un sport uitat în România, dacă pot să spun așa. Și cred eu că situația în care s-a ajuns astăzi se datorează în primul și în primul rând lipsei de transparență în organizarea cluburilor și acelor fonduri care vin de la primării sau de la mediul privat și a modului cum se cheltuiesc banii. Și pe locul 2 cred că este infrastructura care stă la baza pregătirii acestor copii care își doresc să ajungă fotbaliști într-un viitor cât mai apropiat. Hai, explică-mi asta cu transparența, că pentru infrastructură o să facem emisiuni separate. Să știi că acum mai sunt stadioane, am mai văzut niște locuri de astea de joacă. Cum e cu banii care vin de la autoritățile statului? Pentru clubul pe care îl conduc eu, putem accesa niște fonduri care vin de la autoritățile locale în baza unor proiecte de finanțare în care trebuie să îndeplinim anumite condiții. Acum eu pot să spun că clubul nostru este unul fericit care are mai multe secții și sportivi la loturi naționale și accesăm mai ușor aceste fonduri. Dacă ești un club mai micut și la început și cu număr mic de sportivi, este mult mai greu să accesezi aceste fonduri. În prima fază trebuie să te bazezi 95%, dacă nu 100%, pe fonduri proprii sau din sponsorizări sau cine știe ce prieten poate veni alături de tine să te susțină. Fără banii de la stat ai rezista? Aș rezista mai greu, ar trebui să fac eforturi mai mari fără a ști când te întorci și dacă te întorci acești bani. Eu investesc pentru că am practicat puțin sport la viața mea și mi se pare că sportul ăsta mi-a dat o educație și trebuie să întorc ceva. Asta înapoi. E foarte interesant, Adrian. Dacă... Stai, că asta da. E foarte interesant. Din ce văd eu la televizor, cum e, domnule, chestia asta cu educația? Că eu mă uit la televizor și în foarte multe situații eu nu văd educație. Și încep de la modul în care vorbesc cu oamenii care ajung la microfoanele alea. După care la ideile care le ies pe gură, care unele dintre ele sunt caduce, desuete, la scandalurile permanente, cum e cu educația în sport? Adică mai există chestiunea asta? Păi, de la asta am plecat și cred că toate școlile noi de fotbal vin la lucrul ăsta, pentru că nu mai suntem ca acum 30 de ani când talentul face orice. Copilul acela trebuie educat, trebuie să înțeleagă de ce a venit în sala de sport sau pe terenul de fotbal. E un pic greu pentru că mai mult lucrăm, trebuie să recunosc, la educația părinților care vin și speră că în 2 ani copilul este fotbalist sau cel mai bun handbalist sau ce ramură de sport practică. Este educația asta și ținem la asta și merg la destul de multe evenimente sportive în România, am fost și afară și văd că din ce în ce mai mult se pune accent pe asta și eu cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat o să revenim acolo unde am fost, ținând cont de acest lucru, pentru că se văd aceste input-uri, dacă pot să spun așa, de oameni tineri care vor să schimbe mentalitatea veche și vin cu metode noi de a atrage și de a instrui și de a educa acești copii în sport. Ar fi foarte bine. Mulțumesc, Adrian. Eu sunt mai pesimist. Atât cât am cunoscut eu lumea sportului în ultimii ani, chiar sunt pesimist din punctul ăsta de vedere. Am văzut multe insulițe, am cunoscut și oameni buni, ca tine și ca alții care construiesc. Dar adevărul este că undeva ceva să se rupe. Și în momentul în care apar mulți bani la mijloc, apar și multe lucruri, să le zicem, dubioase. Cred că Dinamo este cel mai bun exemplu de lucruri dubioase care s-au putut întâmpla în fotbalul din România în ultimii ani. Vedeți că acolo nu auziți cătușe niciun fel, da? Ar fi interesant ca cineva să intre în zona respectivă, să vadă cum arată niște dosare penale sau niște fapte acolo. Poate s-ar găsi o explicație mai profundă pentru ce înseamnă zona asta de sport. Eugen, salutare! Salutare! Ce să spun? Ceea ce au trăit suporterii sau ce trăiesc suporterii Dinamo de aseară sau în ultimii 2 ani de zile în care se zbat așa într-o mocilă, eu ca suporter al Universității Craiova am trăit în 2011 și în anii de înainte.
Stai așa că aici, pentru publicul general, Universitatea Craiova este cea 1948, nu? Deținută de Adrian Mitică. Da, eu despre aceea vorbesc. Eu m-am născut în 87, am prins că l-am iubit pe Mitițelul, că nu l-am iubit, l-a fost patronul, din păcate, din fericire. Ceilalți, dar nu vreau să intru în discuția aceasta. Nu, dar te întreb eu, așa. Pentru că, uite, voi sunteți un club chiar cu tradiție al României, un club care este deținut de un personaj aflat în închisoare, un club... A fost eliberat. Uite, da, nu sunt la curent cu... Da, a fost... Zilele acestea. Da, uite, cred nu știam. Cred că tot dezavantajul clubului. Așa, și condus de fiul său, care mie nu mi-a părut un model de conducător... Nu e. Da. Oamenii n-au nicio... Poate, cum să vă, așa din culise, cam a avut acces așa să stau pe lângă echipa cu ceva ani de zile, oamenii au bani din alte treburi, din imobiliare, fotbalul este doar o pasiune dusă la extrem. Și din punctul meu de vedere, asta e cel mai mare dezavantaj al întregului fotbal românesc. Plecând de la Becali, dar toți percep fotbalul ca pe o plăcere, mă refer la patroni. Nu, fotbalul trebuie să fie ceva serios, pentru că acolo sunt exemple. Prin fotbal apar la televizor. Este o expunere nemai întâlnită pe întreg mapa mondului cu fotbalul. E la noi în România se livrează doar, cum să vă zic eu, în cultură a tuturor ce implicați în fenomenul ăsta fotbalistic. Știți cum e? Fotbalul a fost al oamenilor simpli și a ajuns să fie al, nu știu, al impostorilor, că altcumva nu pot să-i numesc. Foarte bună definiție. Să știi că ai multă dreptate. Mă uit la fotbalul vestic, înseamnă foarte multă educație, știință, carte de multe ori, fotbaliști, management nu mai zic, fotbaliști care vorbesc două, trei limbi la aceia nivel. Aceia sunt niște atleți, aceia sunt niște roboți, niște oameni care trăiesc pentru fotbal. La noi e trist ceea ce se întâmplă, dar astea-s vremurile. Dar fotbalul, sentimentul fotbalistic sau al suporterului, indiferent de afinitate cu ce echipă ține, nu poate fi luat de nimeni. Bine, pentru mine în 2011 a murit așa o parte din mine ca suporter al Universității Craiova. De ce? A murit. La modul cum a fost dezafiliată, chit că acel personaj care o conduce și o conducea nu era cel mai plăcut, dar modul cum s-au comportat și cum a fost efectiv ca niște hiene pe un leu, așa în savană, un leu așa rănit. Deci efectiv pentru mine au fost cele și persoanele care au luat parte și ulterior persoanele care au condamnat acea dezafiliere și acea nedreptate, după aceea au luat parte la nou proiect, care acum se bucură de un... Nu că sunt invidios pe cei de la CSU, dar niciodată nu o să pot să vină pe TV sau pe orice, în orice mediu să spună că ei sunt Universitatea Craiova. Niciodată. Niciodată. N-au cum. Adică Ce credeți voi craiovenii de cealaltă echipă, cea care... Eu aș fi ținut cu ei în momentul în care s-au afiliat dacă urmau drumul corect din Liga 4-a. Dar eu n-am pomenit nicăieri în lume, cred că nici în Indonezia, Malezia, unde băia sunt trezi după legi feudale, să fii promovat direct în Liga 2-a, pe merite. În contextul în care... Clar, s-au făcut niște privatizări prin 90 și ceva. Clar, nu, entitățile statului nu aveau nicio treabă acolo. Adică Universitatea din Craiova, nu știu, nimeni nu avea nicio treabă. Ai dreptate. Era o societate privată, cum la fel, paradoxul, nu supără domnul Becali, dar ceea ce a pățit el cu războiul CSA. Mulțumesc mult, Eugen, să-și întrerupe, din păcate. Cineva chiar spune, apropo de Becali, că să vorbim și despre stadionul Stelei, dacă poate fi folosit de FCSB. Stadionul Steaua este o construcție realizată din bani publici de Compania Națională de Investiții. Cred că cu contractele corecte, orice entitate poate să folosească acest lucru din moment ce banii publici sunt ai noștri. Știu că este o dispută între cele două formațiuni și, da, această dispută trebuie rezolvată din punctul meu de vedere, dar cu un contract care să stipuleze lucruri foarte clare. Eu am altă problemă, clubul acela Steaua este un club în care Ministerul Apărării
bagă bani publici, cât, cum, nu îmi dau seama exact de ce și de ce trebuie să procedeze la fel. Și discuția ar putea fi extinsă în cazul fotbalului. La alte sporturi, cred că echilibrul și acolo unde sunt sporturi olimpice, cred că echilibrul și banii aduși de primării sau diverse structuri ar trebui să existe, dar într-o anumită doză. Uite, ca să dau exemplu clubului de handbal Dinamo, pe ei nimeni nu-i întreabă câți bani publici cheltuiesc pe echipa de handbal. Dar închid paranteza. Mihai, salutare! Crezi sau cauți, vezi vreun model, vezi ceva bine, de bine în fotbalul din România? Salut! Mihai sunt, într-adevăr, sunt membru de DB. Am sponsorizat această echipă după puterile mele și ceea ce se întâmplă la Dinamo este o golănie, pentru că e o plăcintă mare la care au acces toți milionarii de carton. Până nu va veni cineva care știe să conducă o afacere la nivelul unui club de fotbal, stai un pic, și va investi, Mihai, o sumă... Care e plăcinta aia mare? Adică, de unde sunt, domnule? Păi, ce bani sunt la Dinamo? Explică-ne și nouă. Care e marele gheșeft de tot au venit băieții ăștia pe lângă voi care v-au căpușat? Explică-mi și mie cum arată plăcinta asta. Păi, în momentul ăsta, plăcinta e formată din patru acționari. Corcațelo, care acum e reprezentată de Șerdean, cu 70 și puțin la sută, DDB-ul, care are 21% aproape, mai este Badea, care este, nu este, are palmaresul, sigla, și nimeni nu a văzut actele juridice, și mai are 0,1% Cornel Dinu. Și la plăcinta asta, ei vor la aia 70%, cu bani puțin, să își facă imagine. Și gândiți-vă câți oameni au ajuns la închisoare, dar după ani de zile, după ce s-au dovedit că ei... Și cine dă bănuțul? Banii în clubul ăsta, de unde au venit ei? Care erau sursele de finanțare la voi acolo? Păi, sumele vin doar alipite. Mai dă Badea 40.000 de euro, acum s-au strâns 100.000 de euro ca să rămână în divizia și sunt numai lipituri și numai cârpeli. Am înțeles. Ăștia sunt banii. Și din cauza asta, Dinamo se trage de el la maxim. Dar acum nu s-a mai putut. Și de furat ce ar fi, adică, cum s-ar spune pe românește? Adică dacă ar fi să facă unul bani... Își fură fiecare imagine pe short time. Și își aduc plus valoare, se întâlnesc la bere, la doi cocos sau la cine știe ce cârciumă și zice, păi uite, eu l-aduc pe jucătorul cu tare, atâta e comisionul, atâta e dreptul lui, fiecare și ia câte o bucată din plăcinta asta. Și din cauza asta nu funcționează. Am înțeles. Dacă ar fi să numești un vinovat pentru ultimii ani sau pentru dezastrul ăsta generalizat, tu pe cine ai numit, Mihai? Păi acum, ultimul pe listă este Cortasero. Înaintea de Cortasero este Negoiță, care i-a vândut pe 500.000 doar ca să scape de datorii, de faptul că nu i-a reușit ghișeptul până la capăt. El e acum primar, are alte borduri, alte asfalturi, nu mai îl interesează Dinamo. A găsit oportunitatea și a vândut-o. Ce credeți că se va alege de voi? Păi, acum se încearcă o regrupare. Timpul le va rezolva pe toate. Și dacă nu ne va paște falimentul, care este foarte aproape, probabil că vom renaște. Nu e o rușine să fii în divizia B în Anglia sau în Italia, dar... Noi suportăm o mare rușine că este mult chinuită, adică se întâmplă de mulți ani. Ăsta e al patrulea an în care funcționează DDB-ul și numai membrii știu ce eforturi au făcut prin toate cele care le-au... Toată admirația mea pentru voi care ați adus bani de acasă. Mihai, îți mulțumesc tare mult, îmi pare rău de, cum s-ar spune, de lucrurile prin care treceți, dar sunt convins că tot voi sunteți cei care o să reparați, dacă nu din Liga a doua, în Liga a patra. Lucian, salutare, ești la România în direct. Căutăm cauzele unui dezastru mai profund decât Dinamo. Care sunt? Bună ziua, vă salut. Mulțumesc că am ocazia să intru în direct cu dumneavoastră. Da, am observat că toți interlocutorii mei s-au rezumat la cazul Dinamo. N-am să mă rezum la asta, pentru că, din punctul meu de vedere, Dinamo era un caz pierdut de când, așa zis, și investitori spanioli au venit la echipă.
Nimeni n-a pus problema reală și adevărată pe care și eu am trăit-o. Am activat ca fotbalist profesionist la Liga a 3-a până la 18 ani, când am terminat junioratul, și de acolo practic ești pe mâinile tale. Dacă ai bani, dacă părinții au relații, poți să înaintezi. Dacă nu, ești pierdut. Poți să ai talent cu carul, dar ești pierdut. Am auzit de vedere, acolo se pierde foarte mult talent. La tranziția dintre juniorat și o echipă de seniori. Am văzut, am jucat într-un oraș mic din Gorj, se promovau doar copiii ai căror părinți aveau bani, care cotizau, care sponsorizau fel și fel de chestii. Aici este o adevărată problemă, dar nimeni nu vorbește despre ea. Uite, vorbim acum. Eu am auzit de mult despre lucrurile astea și mi-a venit greu să cred. Chiar la cluburi consacrate din România am auzit de acest sistem și spuneam, dom'le, dar mi-e greu să cred, dacă un copil e valoros, el trebuie împins înainte și îl împinge clubul respectiv pentru că va câștiga de pe urma lui. Or, foarte mulți oameni din sistem vin și îmi spun așa, nu e adevărat. E o chestiune de relații și de pile. Păi cum, Dumnezeu, pentru că voi sunteți grupări profesioniste? Nu înțeleg. Pentru că, din păcate, banul primează. Este o, între ghilimele, o mafie și la nivelul ăsta, sau aș putea spune chiar mafie cu litere mari, banul primează, din păcate. Eu, la mine, l-am jucat în Liga 3-a, din toți juniorii mei, unul singur, pe talent, și în ziua de azi activează. Eu, din păcate, nu mai activez. Așa a fost să fie. Este singurul din 30 de copii către an la o grupă care activează în ziua de azi. În rest, nimeni, pentru că nu vinim din un oraș micuț, nu erau bani, un oraș fost minier și nu erau bani. Dar dacă ai fi avut bani, ce ar fi fost, Lucian? Da, sună trist, dar cred că eram un pic mai departe. Cum ai fi procedat? Explică-mi. Adică veneau de acasă, uite, punea familia ta mână de la mână și zicea, bă, Luci e bun la fotbal, hai să-l sprijinim un pic pe copil. Unde ai fi dat banii și cum, ce drum s-ar fi construit pentru tine? Explică-mi un pic, să înțeleg. Banii și micile atenții, prima oară, mergeau către antrenori. Către toți antrenorii de juniori, acolo mergeau și era simplu. Fiul meu, ca să zic mai direct, fiul meu trebuie să joace. Okay. Și juca titular și tot așa. Și era văzut de alte echipe și era înaintat. De la juniori făcea antrenamente cu echipa de seniori, cu echipa mare, la spusele antrenorului. Erau înaintați în față, erau în prima linie. Cei care aveau bani erau în prima linie. Și de acolo era simplu. Era mult mai ușoară rampa de lansare, nu? Fiind acolo, era mult mai ușor. Noi celalți, în linia a doua, greu dacă te observa un antrenor bun să te ia la echipa mare. Era greu. Cam așa mergeau lucrurile, din păcate. Mulțumesc mult. Poate e cea mai bună explicație. De câte ori văd scandal la televizor, mai ales între șefii de cluburi sau între foști șefi de cluburi, știți că există o rețea așa de foști angajați, administratori, șefi de cluburi care apar la televizor, întrebarea mea este, mă, da, munca voastră nu cumva este sub standard? Care este explicația pentru care nu reușiți să faceți o structură organizatorică, una care să meargă cât de cât la nivel de divizia A, la nivel de divizia B, să scoateți niște de copii. Ați remarcat că tot discursul este îndreptat așa împotriva, să zicem, federației, a celor de la ligă, arbitrilor. Toată lumea este rea și nu vrea să facă treabă, doar cu excepția celor care vorbesc. Ori sunt personaje patentate ale eșecului care apar la televizor în fotbalul românesc, îți dau lecții peste lecții, dar când iei și te uiți la aceste structuri în jos, vei vedea acolo o putreziciune completă, care tocmai v-a fost descrisă de Lucian. Alexandru, bine ai venit la România în direct. Căutăm cauzele unui dezastru, dar poate și un lucru bun. Poți să-l numești? Bună ziua, vă salut. În primul rând, cred că tot procesul la care asistăm astăzi durează de vreo 30 de ani, pentru că a început cu cooperativa, a urmat cu patronii de carton, și astăzi culegem roadele a tot ceea ce s-a întâmplat. Pentru că au fost multe persoane care doar au profitat, au devalizat multe cluburi și au dispărut. Da. Galațiul, Urziceniul, să le numim. Cooperativa, de exemplu, a distrus imaginea fotbalului românesc. Suporterii, nemai având încredere, la ce să te uiți la un campionat fără miză? Mă refer la anii 90 și anii 2000.
Cine aveam, adică, noi, pe cine aveam noi acolo? Domnul Jean Pădureanu? Domnul Jean Pădureanu, Pinalti. Pinalti, da, ăștia erau șefii la cooperativă. Adică Bistrița, Neamțul... Cine a mai fost, domnule, în cooperativă? Dar cine n-a fost la un moment? Aduceți-vă aminte un fost președinte de club care a și recunoscut că a colaborat cu securitatea, spunea zilele trecute la domnul Ionisaia la televizor, că ar trebui să reintroducem cooperativa. Deci cam asta este mentalitatea. Am ratat asta, da, da. Cam asta este mentalitatea conducătorilor din ziua de azi și din trecut din România. În plus, aș mai punta un lucru foarte important pe care multă lume, nu știu, îl ignoră. Noi avem o mare problemă la nivel de cultură fotbalistică și aici mă refer la suporte. Suporterii din România nu vor să înțeleagă că fotbalul nu se trăiește în fața televizorului. Fotbalul se trăiește pe stadion. Dacă vrei să ai un fotbal sănătos și bun și cu performanțe, trebuie să mergi la stadion. Aici lucrurile vin din două părți, am să spun. Pentru că eu consider că nici cluburile de fotbal nu spun o poveste și nu-și caută un public mai bun, mai larg și mai cu dare de mână. Fotbalul românesc nu se adresează și clasei mijlocii, care să vină la stadion cu familia, cu soția, cu copiii, să cumpere tricouri, să cheltuiască 100 de lei acolo în fiecare după amiază. Nu e așa o mare bucurie să te duci la stadion în România. Și în general, fotbalul ai văzut că se adresează suporterului de galerie. Cam asta e, cam asta e legătura România, care se stabilește. Da, da, este o problemă mare, dar aici problema iau și împărțit-o în două. Prima, da, este vina cluburilor, că nu știu să atragă genul ăsta de suporteri, nu știu să schimbe baza de suporteri, și doi la mână și noi, ca suporteri, mulți, mulți dintre noi suntem foarte, foarte comozi. Căutăm scuze, căutăm diferite motive pentru a nu merge la stadion. Acum, de exemplu, avem stadioane noi. Sunt în aproape număr de 7-8-9. Mie nu mi se pare că sunt pline meci de meci. Sau măcar, hai să nu zicem pline, să zicem o medie. Eu m-aș bucura să avem o medie de 7-8.000 de spectatori. Noi suntem la 2-3.000, nici atât. Ne uităm în Spania, Franța, Germania, unde vrem noi, în ligi inferioare. Nu ne uităm neapărat în primele ligi. Stadioanele sunt pline. E o bucurie să trăiești acolo. Mulțumesc mult să trăiești fotbalul de acolo. Uite, aș putea să adaug la lumini. Fotbalul românesc a primit un patron autentic. În ultimele zile este vorba de Dan Șucu, proprietarul unei mari companii de mobilă și ale cărui afaceri vin de 30 de ani încoace. Un patron despre care știm că are organizare, metodă, discurs și educație, nu? Am văzut și la televizor, știe ce are de făcut. Sunt foarte curios dacă această întâlnire va schimba ceva fundamental în fotbalul nostru. Chiar sunt foarte curios dacă Dan Șucu va putea să răstoarne sistemul existent și să ofere, reofere României un club de tradiție în parametrii foarte înalți, cum este Rapid București. Alexandru? Nu e Alexandru, nu? Unde am rămas? La Eugen, salutare, îmi cer scuze. Salut, Eugen, bine ai venit la noi. Salut, bine v-am găsit. Discuția de astăzi este o discuție tragică pentru unii, și aici vorbim în principal de suporteri echipei Dinamo. Echipa Dinamo, care este o echipă de tradiție și care a reprezentat un reper în sportul românesc. Din păcate a intrat pe mâna unor indivizi dubioși care puțin câte puțin au distrus-o. Știți că vorbeam mai devreme, au fost cei care sunt fani adevărați acestei echipe numite Dinamo. Nimeni n-a spus niciodată cum a reușit Badea să pună mâna pe patrimoniu, să pună mâna pe culori, pe tot ceea ce a însemnat Dinamo. Nimeni n-a pus niciodată întrebarea ce au făcut oamenii ăștia, au venit cu bani. Ce s-a întâmplat? Da? Iar povestea care se întâmplă la Dinamo, din păcate, din punctul meu de vedere, este o poveste care se întâmplă la nivelul întregului sport din țara asta, a oricărui sport. Uitați-vă, nu mai avem patinoare, nu mai avem mașină de not, nu mai avem... Totul s-a terminat. Suntem praf și pulbere. În București este posibil o capitală a Europei în anul ăsta să nu avem un bazin olimpic, un bazin adevărat. A mai rămas doar Dinamo. Nu mai avem nimic. Au terminat tot. Bazinul de la Lia Manoliu, fost 23, l-au închis acum niște ani, praf s-a ales. Nimic n-au făcut. Bazinul de sărituri de acolo. Bazinul de sărituri de la Triumf l-au terminat. Nu mai avem nimic, nimic. Ăsta,
patinoarul de hockey. De acolo, de la 23, la n-avem, Marocolo. Stai puțin, că n-avem... N-au făcut nimic. Nu e o sală de sport. Nu e o sală de sport în acest oraș. V-am mai spus... Aici este problema. Ani de zile, moștenirea mandatelor de primar în orașul ăsta, Băsescu, Oprescu, Firea, că ei sunt cei mai importanți primari ai orașului ăsta, este doar urbanismul dezastros. Sunt convins că la câte blocuri s-au făcut în București, o sală de sport era o jucărie de făcut. Bineînțeles, și necazul este că nimeni nu a răspuns de adevăratele. Totul a fost doar de ochii lumii. Toți cei care au... cum a pățit-o Borcea, spre exemplu, da? Ce s-a întâmplat cu Borcea? L-au luat, l-au băgat la închisoare, da? Și atât. S-au recuperat ceva bani de la el? S-a întâmplat ceva cu, indiferent cine vrem să numim din țara asta, nimic. Totul a fost de imagine. Acolo, ca să fim drepți, sumele, cred că erau relativ mici și au fost recuperate, pentru că erau sume de care oamenii ăștia dispuneau, adică câteva sute de mii, milion de euro, ceva de genul ăsta. Că erau dosare legate de transferuri, da. Ok, dar ei... păi da, este la fel ca, mă iertați, ca și cu Adrian Năstase, l-au luat pentru termopane, serios? Exact. Despre asta e vorba. Știi, s-a întâlnit, de fapt, în sportul românesc... Tragic. S-a întâlnit, îți mulțumesc tare mult, Eugen, s-a întâlnit în sportul românesc incompetența cu hoția, nu? Cam despre asta e vorba în ultimii ani. Petruț, salutare, ești la România în direct, te ascult. Să trăiți, domnul Cătălin, și bună ziua la toți ascultătorii. Da. O să fiu foarte scurt, că face unul imediat. Spuneam doamnei, sau o să spun la toată lumea, sportul este unde este, din cauza celor care vor, ei vor să fie așa. Vă dau scurt, copiii mei, am doi băieți. Vă spun și unul, în Arad, la UTA, la club. Așa. Cel mare, foarte bun, talentat chiar, dar eu, că a fost militar, în momentul când a trebuit să meargă la Constanța, la școala, la domnul Hagi, a trebuit să plătesc o grămadă de bani. Deci mi s-au solicitat undeva de la 2000 de euro pe lună, ca copilul să activeze acolo. Asta un aspect. Pornesc de mai din urmă, că anterior cu doi apelanți a spus băiatul ăla că antrenorii trebuia să îi scoți la bere. Vă spun eu că eu, dacă nu ieșeam cu el la bere, eu, că am fost militar, am o atitudine mai rece și mai dreaptă. Adică cum să mă duc eu să beau bere cu ăla ca pruncul meu să joace fotbal? Mi s-a părut că eu îmi păcălesc copiii. Și întotdeauna am crezut că în fotbalul românesc sunt copii păcăliți de părinților cu bani. Adică, că încercați, dacă aveți o putere, să verificați în toate școlile de fotbal potența financiară a părinților acelor copii care activează. Nu o să găsiți niciun copil care părinții lui sunt amărâți, săraci sau cu, normali, cu salarii normale de 3.000 de ron pe lună, dau un exemplu acum, la banii de acum, sau un copil, să zicem, sunt valori la Dorohoi. Da, vă rog. Fii atent, înțeleg ce spui. Ai, spune-ne așa, dacă n-ai dat șpaga, dreptul, darul ăsta, n-ai ieșit la bere, cum spui tu, da, copilul tău a progresat, a promovat, este acolo unde îi e locul? Consider că da, adică acum fotbalul românesc e plin de copii păcăliți, ei nu joacă fotbal, toți își fac freze și își plin de mașini, de chestii, de astea sunt niște îndemânări care nu sunt sănătoase, din punctul meu de vedere. Așa, zic cu copilul. Da. Da. Ăla mare, inginer informatician, la corporație, un copil deștept, da? Dar să știți că mi-a reproșat că eu n-am știut să beau bere cu antrenorul de la momentul ăla, nu o să dau nume. Mi-a zis copilul, tati, poate trebuia, că acum e adult, are și el copil. Mi-a zis, bă, tati, poate trebuia să dai și tu bere, să bei bere cu antrenorul X, că nu dau nume. Antrenorul X, eu lucram în Irak, mergeam în misiune și să luam bani și plăteam copilului cel mic cantonament în Franța. Și antrenorul își lua fratele cu amanta, cu din asta niște tâmpenii, niște mizerii. Adică pe banii părinților copiilor mergeau, își făceau life-ul lor.
Întrebam copilul, ce ai învățat tu, mă, de acolo? Păi am văzut pe ăla, am văzut pe ăla, dar el venea, adică după două săptămâni nu venea cu mare brânză în traistă. Îți mulțumesc pentru această concluzie, că se încheie emisiunea aici. Vedeți? De fapt, de multe ori când vorbim despre fotbal și despre alte sporturi, de aici începem. Înainte de a cere altora și a face super performanță, aici începe chestiunea. Oare când oamenii buni și cinstiți vor recăpăta puterea pe aceste trasee? Astfel încât, când ajung adulți, să nu ne mai reproșeze copiii. Păi ce ai făcut, mă? N-ai ieșit și tu la bere cu antrenorul ca să ajung și eu cineva? Oare nu cumva despre asta este vorba în toată povestea asta? Poate că e bine că s-a întâmplat așa. Poate că trebuie ca unii, inclusiv Dinamo, să înceapă să-și facă curat. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.